Cum te simți la această avantpremieră? După, pot să spun. Acum sunt foarte emoționat. După să vedem exact reacția publicului. Dacă se râde în sală, sunt cel mai fericit om de pe planeta asta. E ziua fetei mele astăzi, am și premiera. Mulțumesc din suflet, să ne trăiască copiii, să fie sănătoși. Așa, așa. Paftă multă și sper să fie un film de succes și mult mai bun tare că ai venit. Să rămână, mulțumesc, Doamne ajută. Ce camera asta? E ceva e wow. Cosmo Pocket 3, adică e ceva wow, nu? Ceva wow, da, e 4K, da. E... Bă, doar că mă văd acolo, micuț. Ai văzut? Bun. Da, te vezi micuț, dar te vezi bine după aia. Să vezi pe mare. Hai, hai. Tu ești obișnuit cu marele ecran. Nu, ok, ok. Nu-ți mai place ecranul mic, a? Ba da, ba da. Tocmai ce am vorbit cu cineva și am zis că mi-era dor să mă reîntâlnesc cu același personaj, da, pentru cum l-am creat și cât de apropiat l-am făcut de mine și abia aștept să se ducă lumea, să vadă filmul ăsta, pentru că e un film foarte bun și se râde foarte mult. Și în general, pentru noi oamenii, cea mai bună terapie e râsul. Așa. Zâmbiți, râdeți, trăiți-vă viața! Ați venit, bineînțeles, la prietenul Vălciu. Ați văzut și prima parte? Da. Și prima parte am văzut-o la el acasă, înainte să fie sunetul gata. Și de atunci am zis, băi, e un film senzațional. Ce? Sigur va fi și partea a doua și a treia. Vizionare plăcută. Mulțumim frumos, mult de tot. Baftă, Vârciule! L-am prins pe două regizori. Da. Ia. Yeah. Așa. Câteva cuvinte, cum te simți acum că a venit momentul adevărului? Cu emoții multe. Da, că până acum ai văzut filmul, tu știi ce se întâmplă, dar lumea nu știe. Păi sper să vă placă, dacă mi-a plăcut mie, sper să mi-a vă placă și vouă. Prima parte. Asta e bine. Am înțeles că ar fi și mai bună partea a doua. Așa, se preconizează. Mă, știu ce zice, să știi. Mai, cred că e o evoluție în tot ce ține de cinematografie, actorie, montaj, muzică. Sper să vă placă și comedia. Așa să fie. Mersi. Foarte bune. Joe, ia zi două cuvinte pentru Vârciu, pentru filmul lui. Ai văzut și prima parte, cred. Da, că-l iubești și că e cel mai tare și doresc succes din toată inima. Ai văzut prima parte din film? Am văzut, da, am văzut. Cum și să cu ce așteptări ai venit la a doua parte? Că cred că e la fel, dacă nu mai bun. E mai, partea a doua și am înțeles că o să fie și partea a treia. Așa am auzit, da? Că va fi. Opa, și partea a treia. Deci două filme dintr-un șat. În curând am înțeles că se face partea a treia. De fapt, foarte tare, serial. Anul zic. Viitor. Foarte tare. Vine și la premiera 3. Bun. Au, okay, au, ia zi, domnule. Despre această premieră, avantpremieră. Cred că a fost singurul proiect în care am spus nu mă interesează să negociez, nu mă interesează să fac absolut nimic. Ador oamenii cu care lucrez în proiectul ăsta și abia aștept să văd cum va fi pus pe ecran. Bravo, o să iasă bombă, sigur. Am prins-o și pe iubita mea în cele din urmă. După ce m-am fugărit pe aici, am găsit-o și pe iubita mea, Gabriela Anastas, care a venit să vadă și a doua parte din filmul Zăpadă, ce ai dragoste. Ce vreau să-mi spui, ai văzut prima parte, ce te-ai Nu m-a întrebat ce țin minte din prima parte, că nu țin minte absolut nimic decât pe Liviu. Aha. Atâta ții minte? Da. Nu mai ții minte ce s-a întâmplat? Ba da, țin minte așa, dar foarte vag. Cum au fugit din pușcărie cu soluția dacă aceea de dacă m-a ajuns tu, mi-aduc aminte, evident. Eu nu prea țin minte ce se întâmplă în filme de obicei. De obicei trebuie cam să le vezi de două ori, da. Am înțeles. Dacă da, mi-aduci aminte, țin minte. Dacă bun. Nu, haide am uitat. Haide în sală, că e pericol. Bună seara, dragi prieteni. Vă pup, vă iubesc, mă bucur din suflet că ați venit în această seară aici. Am mari emoții, vă mulțumesc din suflet, vă iubesc și încă o dată vă mulțumesc că ați venit în această seară la premieră. Sper să vă placă, vizionare plăcută și Doamne ajută! O experiență foarte frumoasă, care mi-a plăcut că mi-a dat oportunitatea să joc și un personaj mai puternic, mai altrac, un pic așa. Trebuie să mergeți în cinema să vedeți despre ce e vorba. O comedie foarte frumoasă, de altfel, dar e adevărat că se termină brusc și asta te incită pentru următoarea parte. Da, exact, partea a treia din ianuarie. Și eu voiam să văd mai mult, m-am ofticat, că n-a fost mai mult. Nu știam cât este în partea asta și aștept cu nerăbdare să ne-a lăsat pe toți să fierbem, pentru că ultimul act
este chiar apoteotic. Pentru că nu am vrut să tăiem absolut deloc din film, ne-a ieșit 3 ore și ceva și am zis că mai filmăm un pic și facem o trilogie, sunt sincer cu voi, nu mi-am scos banii pe ăsta și trebuia să încasez de pe următorul, cam asta e, ca să știți. Mulțumesc echipei, au fost niște oameni foarte talentați, noi am avut cea mai bună echipă de filmare, toți care au ajutat la acest film, vreau să vă mulțumesc. Vreau să știu care e părerea ta despre acest film, cum te-ai simțit, cât de mult și te-a făcut să râzi, tu ai jucat și prima parte, nu? Am avut și ai avut un rol acolo. Nu mă, e frumos, e producție mare, eu aș vrea să văd ca oricine altul care ar vedea până în acest moment ceea ce s-a întâmplat, aș vrea să văd și continuarea. Despre asta e vorba, mi se pare a fi un serial. Da, mai da, mult decât un film. De nerăbdare, da, de adică e clar că se vor întâmpla lucruri mișto în următoarea parte. Și am stat, adică m-a prins filmul de la bun început, m-a prins. Felicitări, felicitări în primul rând echipei de producție și mai ales lui Liviu Vârciu pentru devotament și pentru susținere. Că, na, despre asta e vorba. În aplauze dumneavoastră îi las microfonul domnului regizor. Bună seara, mulțumesc mult de tot, Liviu. Este singurul producător din viața mea care nu mi-a refuzat nimic. Mă rog, aproape nimic. Vreau doar să mulțumesc vouă că sunteți aici. Sunteți doar prieteni, știu asta. Mă scuzați că vă întrerup. Domnul Cașcaval, ați interpretat magistral rolul colecționarului și vreau să știu cum v-ați simțit în această experiență. Băi, foarte bine, ok. A fost o experiență simpatică, drăguță, cum spuneam pe scenă, și anume am venit să ajut puțin filmul independent, să încurajez filmul independent, pentru că majoritate gândesc că, domne, numai film de autor, film artistic, cu tot felul de simbolistic și așa mai departe, am încurajat și încurajez. Eu văzusem Zăpadă, Dragoste și Cei pe Netflix, într-o sâmbătă seară, mi-a plăcut, adică un film, o comedie unde te simți bine, unde ești relaxat și vrei să vezi o poveste altceva de ce ai vedea de obicei. Și a fost întâmplarea, ei au venit la mine acasă și Liviu și Cătălin Bugean. Nu știu exact dacă voi accepta sau nu să joc în filmul lor. Eu între timp știam scenariul, adică mi-au dat să mă uit pe scenariu, mi-am învățat rolul și i-am lăsat să vorbească ce vor ei, cum vor, și am zis, bă, eu vreau să ajut filmul independent. Și am început să le spun textul. Extraordinar, un rol foarte frumos de altfel, pentru că a fost foarte credibil. Da, da. Deci chiar v-am crezut, am zis, băi, e adevărat. Da. Ce zice e adevărat, plânge, uite, e adevărat. Da. Felicitări și sper să vă mai vedem în filmele independente și nu numai. Da. A fost efectiv minunată, experiență unică, vi-a făcut experiență. Vă mulțumesc! A fost o experiență minunată, alături de niște oameni minunați și nu e că îi laud sau ceva ca așa trebuie, dar chiar m-au făcut să mă simt extraordinar și m-au susținut și mi-au oferit foarte multe sfaturi de care sunt sigur că o să mă folosesc în viitor. Așa că tot ce pot să le spun este mulțumesc și... Practic ți s-a deschis apetitul pentru a juca în film. Clar, eu asta mi-am dorit mereu acum că într-un final s-a realizat, este minunat. Deci ne mulțumesc pentru încredere. Că... Felicitări! Mulțumesc mult! Și Mutulică e aici, Mutulică Dragoș, un actor premiat! Mare, mulțumesc mult de tot, Mutulică! Ai primit? Ia mai fă o dată! Mulțumesc! Sper că v-a plăcut filmul, mulțumesc Liviu, mulțumesc mult Cătălin. L-ai speriat și aici, mă! Aici alături de rege, da. Împărat. Împăratul Cezar Ave. Ave Cezar, Nerva. Cum a fost pentru tine să joci un rol atât de diferit față de primul, pentru că în prima parte erai altcineva. Da, și într-a treia o să fiu tot Mutulică din nou. O să fii din nou Mutulică. Deci a fost doar așa, o schimbare de registru. Mă bucur foarte mult de fiecare dată când mi se dă ocazia să fac lucruri noi și care mă incită și care mă ajută să arăt mai multe valențe. Vreau și eu din partea cascatorilor să-i mulțumesc lui Liviu că nu a adus cascatorii aia francezi de acolo din Franța, oricum nu aveam să-i plătească. Așa, ne-a luat pe noi ăștia din România și chiar a rămas surprins că, uite, că cascatorii trăiesc prin filmul ăsta. Și așa e o meserie pe care a zis, mă mulțumesc. Cu plăcere!
după 100 și ceva de filme, încă am emoții în continuare, bineînțeles. Mă bucur că de data aceasta echipa mea, o echipă tânără de cascadori care vine din spate, a participat, a căpătat experiență cu platoul de filmare, cu lumea din zona și industria filmului. Deci toată lumea este fericită, a ieșit treabă bună, eu sunt mulțumit, deci mergem înainte. Profesor Signaco, am plătit 3 cai, 3.000 de euro. N-au făcut nimic. Caii nu erau români, asta era. I-am zis, calul ăsta e orice face, cascadul. Trebuie să treacă printr-un foc. S-a oprit calul, a căzut ăla și să-și rupă gâtul. Unde e? N-a făcut nimic calul, dar în schimb voi, bravo, felicitări. Hombre, Coco Jumbo! Fratele meu, camera! Ce faci, camera? Ți-ai făcut debut în cinematografie. Păi, claro, claro, claro. Am participat și eu aici, în filmul este, că o bombă atomică. Așadar, sunt foarte proud. Așa, am proud of me și mă simt foarte fericit că am participat în altfel de film. Așa, camera, fratele meu, love you! Yes, sir! Ciao! Ce faci, domnule? Hey, am făcut interviu, te-am chemat. Zi. Cum ți s-a părut filmul? Foarte tare, frate, am râs de mamă tăvălit. Deja fierb pentru partea a treia, ce-o spun drept eu, fierb, nu știu cum fierb ei, dar eu vreau n-ai să văd. N-ai jucat în partea a treia? Nu, n-am jucat, că s-a filmat deja. Aștept să-i văd pe băieți. Dar să apărăm noi în partea a patra. Partea a patra. Doamne ajută să fie a patra, a cincea. A cincea, da, acolo. Da, că au nevoie acolo de pitici, de ceva, ne băgăm. Ce-am dat și de Soldatul Roman, nu știu cum te-a chemat, Darius. În film. În film, cred că nu m-a chemat. Nu, te-a chemat, te-au trimis doar. Doar m-au trimis, da? Du-te în stânga, du-te în dreapta, de chemat mai puțin. Eu te-am văzut în Insula Iubirii. Și cum, cum te-am văzut? Acolo cred că m-ai văzut destul de puțin. Din băiatul ăla din Insula Iubirii. Mai văzut cam puțin acolo. Te-am văzut, dar da. Că nu m-am uitat foarte mult, ce drept, s-a uitat iubita mea și tot îmi spunea: hai să ne mai uităm să-mi zic, n-am timp acum, trebuie să mai fac ceva, că și eu lucrez la un film, dar bine, asta e partea a doua. Frumos. Te felicit, ai prestat foarte bine, mai ales mulțumesc în mult. Pat când l-ai dublat pe Făcciu. E cum să nu? Mergeți la film și spune-i prietenului să meargă la film, că așa mai facem încă un film și încă un film și încă un film. Să știi, abia aștept să vă fac a treia deja. Doamne aștept. Ciao. Când un om își pune toate intențiile și vrea să realizeze ceva, indiferent de ceea ce se întâmplă în jur, se întâmplă. Iar ceea ce am trăit pe platourile de filmare a fost senzație. De la fric, distracție, voie bună, indicații scenice și o echipă absolut minunată care e acolo să te susțină de fiecare dată. Felicitări! Mulțumim! Bună. A fost total neașteptat, a fost de 1000 de ori mai bun decât prima parte. Abia aștept să văd în ianuarie, nu? Uh-huh. Abia aștept să văd în ianuarie continuarea și abia aștept să fiu și eu cândva la premiera filmului în care o să joc și eu. Sper cât de curând. Vă mulțumim încă o dată, mulțumim că ați venit, puneți story, puneți ce vreți voi pe Instagram, spuneți părerea voastră și atât. O seară frumoasă vă dorim. Hai să vedem pe unde e Liviu. Hai că îl prindem acum, că pare să că acum nu mai este stresat. Am ajuns la Liviu, care nu mai e stresat. Să rămână, doamnă. Liviule, am ajuns la tine din nou. Acum poți să vorbești, că ai zis că da, acum da, ok, mă bucur tare, foarte bine liniștit. S-a râs în sală, ceea ce e foarte important să se râdă la o comedie românească. Și sper să se râdă și la partea a treia. Am făcut o trilogie și aștept în cinematograf, că eu spun de pe acum, felicitări, ard de nerăbdare, deja visez, îți spun sincer, nu ți-o spun că suntem prieteni, abia aștept să văd partea a treia, pentru că m-a lăsat așa, știi cum, vrea să intru în ecran să aflu ce... Asta a fost și ideea, știi? Foarte tare, felicitări, încă o dată. Mersi că ai venit. Cu mare drag. Mă așteaptă iubita mea să-mi taie capul, că am făcut multe interviuri și e sus. Are răbdare cu mine, are lângă tine, e normal. Ia zi, cum a fost pentru tine să participi la acest proiect? Foarte tare, am văzut și bucur enorm. Deja. Da, mă acolo bucur foarte mult. Lume multă? Acolo o să mă iau puțin mai mult și o să fiu puțin mai dur. Doar o leacă. O leacă. O leacă. Ai pistolul la tine? Întotdeauna, n-am cum. Te pup.
super tare, mi-a plăcut. Un film foarte frumos, bine făcut, bine regizat, o imagine excepțională, un joc actoricesc desăvârșit. Liviu l-a crescut extraordinar de mult, am jucat în primele seriale de la Buftea. Sunt fericit să te văd că ai reușit să spui visul la cale și să meargă atât de bine. Ești în cinematografie și la cel mai înalt nivel. Zăpadă, ce ai dragoste, un film pe care merită să-l vedeți. Mulțumim din suflet, ne înclinăm în fața dumneavoastră și vă mulțumim. N-a ieșit deloc, asta nu știu. Nu știu, trebuie să mai repetăm asta o dată. Gata, plecăm, gata, noi... Normal. Gata, stai mult stric. Stai un pic să iau geaca iubitei mele, da, că e jale, dacă hai, stai, hai. Să iau, nu geaca, geaca, stai așa un pic, geaca.